Yes, we prepare for this game. We know what we expect there. Cluj is one very good team. They have a lot of good players, but you never know. This is old derby between Cluj and Sibiu, and in that specific game, you never know. You know, for sure we don't go there with some white flag to lose that game. We try fight more than these two last games, and we will see. I don't know, it's been, for sure, for me it will be strange a little bit, because after these two nice years there, I move now and come there. There's a lot of my friends there and a lot of fans, but this is life, you know, sometimes it happens like this. That is life in basketball, you know. Din nou un meci foarte greu cu una dintre pretendentele la titlu din sezonul acesta. Un meci în care sper că noi vom reuși să jucăm mai bine decât am jucat până acum și că să ne adunăm. Avem din nou accidentați, dar nu contează, mergem la Cluj să facem un meci mai bun. Totuși trebuie să avem răbdare cu ei, o echipă nu se formează de pe astăzi pe mâine și dacă vrem să o facem pe termen mai lung, atunci trebuie să avem răbdare să reușim să-i punem în poziții cât mai bune și să reușim să jucăm cu adevărat ca și o echipă, nu doar cu un singur jucător individual care să după aia să nu-l mai avem în anul următor și să tot căutăm așa cum se întâmplă la majoritatea echipelor.